Coșmarul terorismului a devenit realitatea zilelor noastre. Melbourne, metropola din statul Victoria, situată în sud-estul Australiei, a fost scena unui astfel de atac. O luptă între un individ înarmat cu un cuțit și doi ofițeri de poliție în uniformă, un vehicul în flăcări. Acestea sunt imaginile groazei surprinse de camerele video în plin centrul orașului. A avut loc un incident în centrul orașului, în apropiere de Bourke Street. Detaliile sunt încă necunoscute, dar evitați, vă rog, zona și urmați întotdeauna instrucțiunile personalului serviciilor de urgență. A fost atenționarea șefului executivului din statul australian Victoria. Violentul incident s-a desfășurat astăzi în jurul orei locale 16:20, când oamenii părăseau birourile înainte de weekend. În urma altercației cu forțele de poliție, atacatorul a fost împușcat. Bărbatul rănit a fost arestat la locul faptei și transportat la spital în stare critică. Oamenii legii care au intervenit la fața locului au dat curs inițial unei alerte cu privire la o mașină în flăcări. Polițiștii au constatat ulterior că mai multe persoane prezentau plăgi prin înjunghiere. Ajunși la fața locului, paramedicii au tratat de urgență trei persoane rănite grav. Three people have been stabbed. Unfortunately, one is deceased at the scene. Two other victims are currently at hospital. În urma investigațiilor efectuate de către poliție, s-a stabilit că este vorba despre un atac terorist.